un subiect de interes general pentru Târgoviștean, pentru Dâmbovițeni, este reprezentat și de situația Fotbal Club Chindia și de situația stadionului și așa mai departe. Referitor la Fotbal Club Chindia, sigur că este un parcurs foarte bun pe care echipa îl are, după ce se trecut, a jucat cu promovarea de masă la baraj și are șanse foarte, foarte mari să joace în prima ligă. Sigur că se pune... aș vrea să mai fac o precizare pentru iubitorii de fotbal și din Târgoviște și cred că este relevant. În 2014 de echipă era în divizia C. Hai să spunem și lucrul acesta, pentru că este important dacă Primăria Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița nu s-ar fi implicat și nu ar fi sprijinit echipa de fotbal, este clar că la Târgoviște nu ar fi existat fotbal de performanță. Ba mai mult, sprijinul este unul substanțial. De natură, iată, să asigure o stabilitate financiară clubului, care să permită accesul pe prima scenă fotbalistică. Repet, 2014 este în divizia C, acum discutăm de promovare în prima ligă. Principalii finanțatori, Municipiul Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița, prin primărie și Consiliul Județean. De fapt, și Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean. Mai departe, sunt și câteva sponsorizări, însă nu pot asigura nici pe departe un buget de participare al echipei într-o competiție. Peste 96-97% de buget este asigurat de către primărie și de către Consiliul Județean Dâmbovița. Vreau să clarific acest aspect. Doi, legat de stadion, eu o să vă spun ce se întâmplă pe zona de competență a primăriei municipiului Târgoviște, și anume referitor la Eugen Popescu, președintele Consiliului Județean, o să vă dea detalii probabil și despre ceea ce se întâmplă cu proiectul mai laborios care vizează construirea unui nou stadion la Târgoviște. Deci este clar că în condițiile în care echipa are șanse foarte mari de a promova, este nevoie ca târgoviștenii să poată să meargă la meciuri în Târgoviște și să, pentru că altfel efectul acesta al promovării nu ar fi cel pe care îl așteptăm. Cu toții, din punct de vedere spectacolului fotbalistic oferit comunității locale. Așadar, în momentul de față noi se lucrează la proiectare pentru modernizarea stadionului Eugen Popescu. Mâine vom avea o întâlnire cu proiectantul la stadion și vom vedea exact cum se gândește noua investiție de acolo, astfel încât să asigure condițiile prevăzute de UEFA pentru a putea să, ca echipa să joace în prima ligă. Va trebui probabil ca o parte din tribună, și mă refer aici la tribuna a doua, cea care este închisă, să fie demolată, astfel încât acolo să se creeze spațiile necesare pentru presă și așa mai departe, cum impun regulile în domeniu. Am încredere în Marcel Ghelu, care este și membru comitetului executiv al FRF, că își va da tot interesul astfel încât stadionul sau investiția pe care o facem să fie făcută pentru a putea să ne atingem obiectivul. Și eu cred că
va juca, dar de Liga 1 se va putea juca pe acest stadion, probabil va fi în construcție, dar după aceea se va putea disputa meciul de Liga 1. Vom vedea care vor fi. Există și această posibilitate prevăzută de regulament, ca în primul sezon în care o echipă activează, în care după ce promovează, Liga 1 să se deroge de la regulile obligatorii pentru o arenă de primă ligă, dar sunt chestiuni de detaliu pe care le vom stabili și vom vedea dacă sunt compatibile cu investiția pe care o facem acolo. Însă ce vreau să spun este că după care au fost ultimele investiții făcute la stadionul Jocopescu. Probabil în 30 de ani s-a făcut niște investiții în joc. Deci după 10 de ani administrația locală face un pas concret în direcția modernizării acestui stadion, care și în contextul în care s-ar construi nou stadion, dar sigur, lucrul acesta este de durată, va rămâne o arenă dedicată practicării sportului și va fi pusă la dispoziția inclusiv pe zona de infrastructură educațională, pentru că va rezulta o bază foarte, foarte frumoasă. Sperăm să reușim să ne mișcăm cât mai repede. Un buget pe această zonă avem 7,5 milioane din cadrul împrumutului pe care vrem să-l accesăm. Cred că Târgoviștea merită un stadion de nivel corespunzător pentru Liga 1. Sigur că dacă în ultimul 40-50 de ani s-ar fi făcut investiția acolo, altfel ar fi stat datele problemei, iar pe lângă efortul pe care îl facem împreună de a promova în prima ligă, care în sine reprezintă o performanță deosebită, n-ar mai trebui să facem și acest efort al reabilitării stadionului. Ne-am asumat și noi și Consiliul Județean împreună acest demers de promovare. Resping cu hotărâre orice fel de discuție și speculație pe această temă, că nu se întâmplă în valoare și mai departe, exclus acest lucru. Dar va trebui să facem cu toții eforturi pentru a putea să ajungem până la urmă să jucăm pe prima cină fotbalistică a țării. Ați văzut că este o afluență importantă de publică a stadionului Eugen Popescu, de fiecare dată când joacă Jundia. Acesta este principalul argument pentru care am decis să demarăm această investiție cât mai urgent și a fost deja făcut primul pas, s-a făcut expertiza, se lucrează la proiectare, probabil mâine vom avea și alte date mai la nivel mai concret și vom putea să vă spunem mai exact și care va fi termenul de execuție și când va fi finalizat